serios sau vrei să stai? Nu, vreau să mă aici. Dar de ce ați închis ușa? Nu înțeleg de ce ați închis ușa. Fii dreptul meu să țin o ușă închisă sau deschisă, da, da. Nu, nu, am fost sechestrată în interior și fac plângere de sechestrare. Dar nu l-a lăsat domnul poliției să intru, ați spus că nu e treaba. Deci este sechestrarea unui senator. Am văzut cum l-a trebuit. Este sechestrarea unui senator. Da, 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 suntem și noi martori. Da? Sechestrarea unui senator. Bun, plângere pentru sechestrare. Suntem martori, că ați vrut să închis și n-ați putut. Suntem martori, eu sunt martori, da, bineînțeles. Bun, la poliție am filmat aici, că n-ați putut să ieșiți. Uitați, am tras de uși și n-am... Domnii de la poliție nu au auzit. Corect. Pe poți deschid fractura ei săraci, ce să facă? Deci poliția e mână, mână fi fractura. A spus că n-au treabă. Da? Nu au fost mai bine. Comisarul șef, bună! Bă, la anul de așa o să filmăm, comisare! Chiar jandarmeria apără poția. De ce nu le-a lăsat să deschide? De ce nu a deschis ușa la doamna sanator? Când a zis că nu poate să iasă. N-ați vrut, nu? Zile de Sfântă Marie au făcut aici o expoziție mizerabilă împotriva lui Iisus Hristos și a Sfintei Maria. Este inimaginabil, inimaginabil ce trebuie să facă. Să cer să mă lipsesc. Trei ani nu s-a mai întâmplat. Da, dar cer să mă lipsesc. Omul de ce? Ea e încită la ură, măi, frate. Pentru că nu este masca, s-a dus. Nu ai voie să porți masca. Nu aveam voie să purtăm. Și eram obligat, ea n-am. Nu mi-induce mie frică sau asta, panică. Pune două măști pe mâine. Dar eu când m-am spus că ăia... Dar eu când m-am spus că ăia... Nu, nu trebuie. Dar eu v-am chemat să verificați, să vedeți, să verificați niște acte pe care le-ați verificat, da? Și mi-a zis să depun plângere. Puneți-o și pe aia să depună plângere. Nu, 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 nu mă interesează. Nu e adevărat. Nu, 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 nu. Puneți-o pe aia să vă pune, să vă facă plângere. Da? Hai, să vedem. Unde e doamna care s-a plâns? Unde este? Unde e doamna? Aici nu a stresat nimeni pe nimic. Unde e doamna? Unde e doamna? Unde e doamna? Chemați-o pe doamna. Lasă-o, dracu. Doamna mascată. Lasă-o. Unde-i doamna? 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 Dar pentru că n-au autorizație ISU aici, de ce nu l-ați vă spune? Nu este treaba mea, nu eu decid asta, nu, eu nu pot stat asta. Auziți, mă scuzați, care-i treaba dumneavoastră? De ce ați venit? Așa. Deși ISU nu e voastră. Păi ISU, ce treaba mea cu ISU? Eu sunt de la ISU. Te rog frumos, oprește-te. Cheamă ISU. Vă rog să-mi spuneți care-i treaba dumneavoastră. Ce ați combătut aici? Nimic. Nu am combătut nimic, absolut nimic. Ce vei scrie în procesul verbal? Nu, vrea să încep altfel. Dar pe doamna respectivă ați legitimat-o? Chemați-o aici să vedem. Eh, nu, așa ne-ați dat amenzi în pandemie, nelegitimați. Ba da, și acum mă judec, eu mă judec acum. Ne-ați bătut, ne-ați sequestrat, ne-ați indus. Mă judec pentru o amendă. Fără să ne legitimeze, lasă că ne știți, bă, și țâța care am sub-o. Nu s-a atins nimeni de când ai. Unde e? Nu, eu sunt Marco. Eu sunt Marco. Nu vă cred. Nu vă cred. Nu vă cred. Dar nu înseamnă că i-am zis și faci ceva. Nu s-a atins nimeni. Acel mă rog. Eu sunt Marco. Aici nimeni nu a adresat pe nimeni. Nu a fost atins. Eu sunt Marco. Pe mine mă adresează, mă violez. Este inutilă. Faceți plângere împotriva lui aia că ați fost acuzată pe nedrept și violență. Marco, sunt aici. Martor, ați venit dumneavoastră, deci suntem colegi. Eu sunt coleg. Deci sunt coleg, nu spun că sunt coleg. Da, eu unul protejez oamenii. Tu aici, cu atitudinea asta, nu protejezi oamenii. Dacă ești coleg cu mine, știi că trebuie să faci un proces verbal. Nu ești coleg cu mine. Mai nu spun că am fost coleg cu mine. Faceți-mi și mie un proces verbal. Respectați legea peste tot. Lege și închideți. Dar de ce? Respectați legea peste tot. Deci ai lege peste tot. Lege și închideți, mai întâi prostia asta de aici și după aia faceți proces verbal. Eu știu că cei de poliție respectați legea peste tot. Nu doar, nu faceți separări. Cu aceste separări. Nu face se pare să nu punem mâna, nu punem mâna, nu punem mâna. Vorbești și cu doamna, doamna. Ce faci? E loc public, nu vreți să plecați, hai.
Hai, nu vreți, plecați. Hai. Hai că este de loc public. Aici pot să filmez cum vreau eu. Deci ce s-a întâmplat? Hai, de vezi cu bodițele alea pe față. Hai, pune. Nu v-a agresat fizic nimeni. Păi lumea asta unde era? Nu v-a agresat fizic. V-am agresat fizic eu. Nu v-am agresat, doamne. Acum să ia de toate lumea. Nu v-a atins nimeni, mințiți, doamnă. Nu v-a atins nimeni. Nu v-a atins nimeni. Pe cum, doamnă, o acuzați pe nedrept? O acuzați pe nedrept, doamnă? Știți că, știți că acuzațiile pe nedrept sunt infracțiune? Da, eu sunt mă. Să depună plângere. Te rog să depună plângere. Eu sunt mă, când mă pădem pe nimeni. Câți bani ai luat? De ce este mă dinăuntru? A ieșit dinăuntru. A, ăsta dinăuntru. A fost sus în expoziție. Nu vomiți masă. Înghiți, i-am spus nu vă pierdeți domnule, la bani. Și să stau la distanță. Am depășit 30 de minute, gata, altă mască. La bani, se adenă. De ce fac cu mine aici, ne-am ferit toți și iată cu cine am venit să fac. Băi, mamă, dar ei ne violează psihic pe noi când le văd cu masca pe muie. Pe bune? Păi mă violează psihic, adică eu nu pot să le mai știu pe muia asta, așa? Și pe mine nu mă violează psihic. Dar sunt și eu nebună ca și ele? Păi dă-o un pula la calul. Adică aia stă cu masca pe muie și pe mine nu mă violează psihic. Păi sunt nebună. Dar pe mine nu mă agrezează. Sunt nebună. Eu sunt agrezată. Pe mine mă jignește. Dacă eu sunt nebună, ce-i cu mine? Mă scuzați, comportamentul dânsă-i mă jignește. Da? Pentru că înseamnă că noi toți avem niște boli pe care, în care nu le dăm.